it. Eu mă voi duce încolo și voi reveni încoace, da? În niciun caz pe linia atacului lui. Se poate face și pe linia atacului, dar nu voi face așa. Da? Deci uitați-vă, da? Prima mână, da? Am întors, a doua mână. Încă o dată. Principiul aici două, da? Hai, încă o dată. Ți-a găsit mâna, da? Dacă să poți să-l controlezi, da? Experiențe sale celor, conform datelor celor care îl atacă, da? Situații, o groază de elemente. Nu trebuie să ne gândim că dacă eu vă arăt un procedeu că este așa, înseamnă că ai lipsă de lege. El poate fi făcut în o groază de alte variante. Într-un fel o să facă unul care e mic, într-un fel o să facă unul care e mare, da? Într-un fel unul puternic, într-un fel altul slab și așa mai departe. Aici, la această formă de eliminare, da? Nu, eu nu pot să spun când să vă opriți. Te oprești atunci când îți convine, da? Asta este ideea. Încerci, da? 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 Deci pot să-l duc un sfert de grad, 10 grade, da? 20 de grade, 70 de grade, 100 de grade, când, până când consider eu că atunci este momentul, da? Asta voi evaluați, nu pot să vă spun. Sigur că cât treaba se lungește, cu atât șansele lui de a reacționa stăpân pe el sunt mai mari, categorice. Și încă o dată, da? Da? Dar nu mă opresc aici, asta este o mare greșeală, da? Încerc să mă opresc în el, da? Da? Trebuie să mă duc, să fiu liber. Da? Cât e nevoie? Hai. Mână în jos, da? Mână dezechilibrează partenerul, da? Până la aruncă, da? Hai. Încă îmi controlează într-o oarecare măsură brațul, da? Deci trebuie să-l dezechilibrez forțătoare într-acolo, da? Prin înaintare. Ceea ce este o chestie destul de greu de făcut dacă n-am suficientă energie, da? Și atunci pot să compensez această treabă cu
mișcare, de desprindere a lui, da? Astfel că mâna mea se dacă printre umărul lui și gâtul lui. Da? Da? Sau un tai sapastic, da? Cu schimbarea mișcării. Da? Deci aici, da? Vezi că mai într-un fel. Deci unii fac așa, da? Pornesc ca în ude o saie și revin aici. Vedeți foarte bine. Da? Alții fac așa. Este foarte bine. Da? Da? Alții fac așa. Da? Este foarte bine. Niciuna nu e greșită, da? Fiecare își adaptează modelul lui. Dacă e vorba de casa, da? Deci de o tehnică care trebuie reprodusă exact cum a făcut-o fondatorul Aikido-ului, da? Atunci vom face așa, nu? Da? Da? Foarte larg, foarte sus și foarte controlat. Hai!
dreapta, pardon. 1, 2, înapoi. Hai. 1, 2, rămâne tot. Nu mai în această poziție. Bun. Când partenerul meu are această poziție, da? Exact aceeași poziție, ca și Martina Ovină, trebuie să am eu. Deci dacă el ține cu mâna stângă înainte de bastonul, trebuie să ține cu mâna dreaptă. Deci unul așa. Da? Deci la tehnicile de baston, aceasta este regula numărul 1. Eu totdeauna trebuie să simt bastonul exact invers decât partenerul meu. Adică bastonul să fie pe aceeași parte la perete. Thank you.
Partenerul meu atacă Tuchi de două ori, da? În forma aceasta. 1, 2, da? Încă o dată. 1, 2. Cel care se apără, se apără în felul acesta, da? Deci, 1, 2. Și eu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, da? Așa lucrăm. 2. 1, 2. Da? Asta e mișcarea. Da? Că poți face pe aceeași parte, nu? 1, 2. Da? Bacul trebuie să-ți lasă să se miște în mâna mea, nu? Nu e nevoie să-i spus, da? Deci nu te fac așa, da? Da? Nu așa, da? Să se miște economic, da? 1, 2. Da? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da? Și el de asemenea. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, da? Atacă rândul de la geam. 1, 2, 1, 2, 3, încă o dată. 1, 2, 3. Încă o dată. 1, 2, 3. Da? Trebuie să dăm, lovim încet, trebuie să ne grăbim, dar să facem corect. 1, 2, 3. Da? Și partenerul meu blochează, da? 1, 2, 3, da? Și eu, 1, 2, 3, și el, 1, 2, 3, și eu, 1, 2, 3, da? Sus! Recrindu de la geam, când spui, iame, e prost! E așa, da? Deci, 1, 2, 3, da? Nu trebuie nimeni să lovesc așa, da? 1, 2, 3, da? Asta face așa când se apără, da? Deci, 1, 2, 3, da? Încă o dată. 1, 2, 3, da? Sau... Pot mai cealaltă cu bastonul prin toarce, da? Deci, 1, 2, 3, da? Deci, astea sunt tehnici pe care le fac la baston, nu fac altceva. Nu? Prima. Deci, 1, 2, da? 1, 2 și 1, 2, 3. Și la sus, da? Tare. Da? Deci, partenerul meu lovește, da? Shomen Tuki, da? De două ori, da? Deci, 1, 2, da? 1, 2, 1, 2, da? Mai încolo puțin, da? Sau pot să fac așa, da? Deci, 1, 2, da? 1, 2. 1, 2. Hai, sunt două forme. Deci, 1, 2, da? Da? Sau 1, 2, da?
Important este că prima este o tehnică de apărare, a doua de atac. Nu mă voi apăra, dar nesusit. N-are sens, nu? Tot să... Da? Da? Mă apăr, da? Pentru că... Eu tot să mă apăr, da? Da? Nu? Da? Da? Deci... Asta o să facem foarte încet, încă o dată. Deci, 1, 2. Da? Mai încă. La prima atac fac un taie sabachin afară și parez. La al doilea, afară și lovesc, da? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da? Da? Deci, 1, 2, perechi, 1, 2, da? Da? Sunt afară. La prima lovitură, afară, la a doua, afară. Ce este important este că eu trebuie să respect principiile de aici pe care le spun de la tehnicii referate. Nu este nimic deosebit. Da? Trebuie să mă ferez de lovitură, o eschivă, da? 1, da? 2, da? Va mai lovi încă o dată, da? 3, 4, da? Dezechilibru când procedeu. În lupta rapidă, da? Când tehnica, eu am în mână tot baston și l-are în mână baston. Tehnicile de control sunt mai dificil de realizat. Deci va trebui să folosim niște tehnici de lovire, da? Sigur, nu o să scoate punută, dar o să-i dea de gândit. Nu? Da? Sau... Ce facem acum? Partenerul lovește de două ori omentuchii, însă nu pe aceeași direcție, schimbând mâna, da? Deci, așa... Nu. Așa... Așa... Bun. Încă o dată. 1, 2. Da? Deci, 1, 2. Încerc. 1, 2.
baturul să fie în afara mea, dar și o să-ți pot, da? Dă-mi partea în jos dacă dorești, da? Dar aceasta este o lovitură, nu este o împingere, da? Deci, 1, 2, da? Hai, încet, 1. Lovitură foarte tare în baston, da? 1. În marea față de aia, da? Direct, da? Tehnica de baston nu înseamnă că eu tot timpul trebuie să-l aștept și să mă atragi. Ce pot lua inițiativa, nu? Merge o lovitură, da? Bun. Revenim la oile noastre, da? Partenerul este foarte ușor de dezarmat dacă îl lovesc peste mână, da? Eu nu o să-l lovesc. Da? Câte mâine, da? Lovitură care doare, da? Eu nu doresc. Deci, spuneam că poți să-l dezarmezi, deci fac bine un oparare, da? O întâmpinare. Și apoi în dezechilibru, da? În dezarmarea partenerului. Deci tehnicile sunt multiple, da? Pentru că bastonul mă ține la distanță de partener, da? Și unul din principii actorului de a simți partenerul tot timpul, se face mai greu prin intermediul armei, da? Însă eu trebuie să-l simt prin intermediul armei la fel de aproape. Da? Cum mă simt atunci când am intrat aici, fac procedere. De asta, da? Pot să fac aici, așa, da? Da? Sau aici, da? Deci, tehnic complicat, da? Noi o să facem tehnic simplu, pentru că se pare că vă reflește foarte mult acest exercițiu al armei în mână, da? Care este foarte important. De asta vă rog acasă, în orașele voastre, chiar dacă nu faceți mai lucruri la antrenament cu arma, da? Mânuiți bastonul și sabia, pentru că trebuie ca mâna să se obișnuiască, da? Deci trebuie să-l poți trece ușor dintr-o mână în alta, da? Da? Dar nu trebuie să-l țin așa, cum așa, așa cum mă leg de el. Da? Da? Când lucrezi la tehnicile de bastoane, te vine să ai un picior fix. Da? Da? Bun, revenim la un exercițiu pentru pregătirea noastră. Deci, eu cu menul și partenerul meu lovește lateral. Da? Și eu, da? Și el, da? Și eu. Bun, da? Deci aceasta este ideea, că lovitura laterală este o lovitură aici și aici, da? Aruncat, da? Unu, doi. Unu, doi, da? Nu este așa, da?
Și pe ăsta mi-a dat 5 lovituri în cap. Da? Și apărarea este prin trecerea bastonului dintr-o mână în alta, da? În felul acesta, da? Încep, da? Lovituri laterale, dar foarte încep pentru că nu este loc. Și partenerul meu se variază. Deci în felul acesta, da? Încep. 1, 2, 1, 2. Și eu. 1, 2, 1, 2. Și el. 1, 2, 1, 2. Da? Hai. Ia! Partenerul nu se ridică de jos până când n-am arma în mână și îl controlez. Pentru că riscă să-l lovesc. Schimbă mâna. Da? Deci, 1, 2, 3, da? Control, da? Se ridică. Perechi și Honaghi. Unu, doi. Da? Pot să fac și altfel. Și Honaghi. Da? Deci, unu, doi. Da? Să facem după aia ca și Honaghi. De el facem așa. Unu. Da? Uitați aici, da? Este tehnica, da? Și Honaghi. Aici am blochează el mâine, da? Nu pot să trag. Da? Ei! Aceste forme sunt greu de făcut. Pentru că cel care le face, da? Dacă se face așa,
ne îndepărtezi de ideea de Shihonage. Da? Ce este Shihonage în cazul atacului cu bastonul? Da? Da? Este Katate Tori Aihami. Da? Deci nu lucrați, nu-i faceți Shihonage bastonului. Da? Multul meu face așa. Așa. Asta nu e Shihonage. I-am făcut bastonului, nu lui Andrei. Trebuie să-i fac lui Andrei Shihonage. Da? Unu, doi, brațul! Da, trebuie să pot, în caz de nevoie, să-i conturez imediat brațul acesta care ține bastonul. Da? Da? Uite, da? Și pe noi. Iau bastonul când doresc. Hai! Tehnici de apărare împotriva atacului cu cuțit. Regulă generală. Nu încercați să faceți o tehnică pe prima lovitură. Foarte rău, foarte rar ea reușește. De obicei nu reușește. Dacă văd cuțitul, dacă cuțitul este la vedere, am șanse să fac o tehnică pe prima lovitură. Dacă cuțitul nu e la vedere, arma nu e la vedere, da? Și în timp ce atacă, văd o manevră, da? De scoaterea cuțitului, trebuie să încerc ca prima lovitură să o eschivez, ca să pot vedea apoi cuțitul. Este greu să fac o tehnică la cuțit dacă nu știu în ce mână l-are. Da? Deci vom face un shomensuki cu kodegaeshi. Doi. Da? Prin înaintare, da? Două shomensuki. Prima direct, da? Schimb cuțitul și lovesc primeața a doua, da? Deci. Unu, doi, da? Te-am teamă, hai. Mă ajuns aici, da? Duc jos, da? Da? Nu trebuie să ridic. Dacă ridic, el se ridică. Da? Greșit. Îl duc jos, da? Îl apăs pe cot, îl controlez, apăs, îl întorc. Da? Deci nu ridic. Nu ridic pentru că se ridică în picioare și mă lovește. Nu-l ajut să se ridice în picioare. Cu două mâini, da? Deci dacă el a lovit așa, da? Așa, da? Și eu mă duc aici, da? intru chiar în lovitură, da? Sau chiar dacă rămân în partea asta, tot așa se întâmplă, da? Deci, 1, da? 2,
Și deci trebuie să iese imediat afară, pe prima lovitură, da? Da? Deci, 1, 2, da? Afară, afară, în afara câmpului unde îl poate lovi, da? 1, 2, da? Ei! Deci, încă o dată, încet, poate că ai ieșit. Deci, 1, 2, 3, da? Deci, armă. Ușor, încet, încet. Și va lovi direct, trebuie să facă un procedeu pe prima lovitură, da? Deci, indiferent de tehnică, de procedeu, eu trebuie să fac pe prima lovitură. Nu faceți repede, faceți încet, dar încercați să vă, să vă armonizați cu el, da? Da? De exemplu, da? Totul este să încerc să nu mă pierd, trebuie să fiu calm, da? Hai, hai, hai. Da, deci una din oricare tehnică este bună. Prima lovitură care se da? Da? Deci scoate și lovește direct la față, da? Da? Deci lovitură, da? Aici, da? La gât, da? La față. Una din loviturile preferate ale gangului bucureștean, să știți. Deci, el face atacul, da?
Ia-te și tu. Și jos. Și fanalul, da? Încă o dată. Ce? Nu va grăbi? Hai! Sus! Atenție! Pentru lovitura de aici, da? Nu se lovește așa, da? Foarte rar, un necunoscător face așa. Această lovitură, pe care, vedem, partea ca exemplu, este lovitura din spate. Din spate, da? Da? Lovitura din spate. Din spate. Cei care folosesc cuțitul, da? Totdeauna îl țin așa, da? Nu așa, da? Pentru că aceasta am posibilități de tăiere mai mare așa, da? Din punct, da? Decât așa, da? Așa, așa e greu să faci, da? Așa cuțitul nu taie. Asta e lovitură specifică din spate. Pentru unul, când vezi că unul ține cuțitul așa, să știți că este un ageamiu. Da? E ageamiu, nici nu trebuie să-ți bați capul prea tare cu el, pentru că... L-a schimbat. L-a schimbat, da? L-a schimbat. Da? Exact asta te sperie. Deci adevărații meseriași, profesioniști, îl ține așa ca domnul Andrei. Așa și-a ajuns în cuțitul de ghid. Bun. Deci, încă o dată scoateți. Lovește din spate. Da? 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 Blocare. Important. Deci nu pot să-l țin mult acolo pentru că... Nu? Da? Deci e ușor, da? Am eu puțin, da? Mai dați-mi un cuțit. Deci, suci. Da? Pentru asta folosește cuțitul și țineți așa, da? Aici este vorba despre unii din mine. Da? Deci, unu, doi. Da? Vă rog, Irim Inaghe, amândouă, amândouă persoane și cheme! Mai încet, da? Mai încet. Da? Mai încet. Atenție, da? Prima lovitura mea este la mâna lui, da?
Asta nu se vede niciodată, da? Da? Deci eu mă opresc mâna, da? Ce? Hei! Lasă jos. Suchi. Ce? Unu, doi! Hai! Eliminați-l. Nu? Ce-și la cuțit? Hai. Hă? Amai, dar putea să lovească cu mâna aia înaltă, e mele, da? Hai! Da, deci, unde o să ai? Ce dragi? S-a emoționat, lăsați-l în pace, lăsați-l în pace. Vreau să vadă și el. Gogo? Hă? Gogo. Gogo cheamă? Da? Stai să întâlnă. Deci... ce este foarte important la tehnicile de armă este că trebuie să împărțezi oarecare distanță, da? Ca să poți ia o decizie, da? Dacă, dacă stau aici, nu? Mă omoară oricine, nu? Fără de ce fac? Pac, pac, nu? M-a terminat. Sigur, sunt cazuri în care m-a surprins, da? Cum e ăsta, da? Dacă aș înțeca să înaintez, da? Chiar dacă mă întorc, sunt o pradă ușoară, pentru că el, la mine, durează foarte mult întoarcerea, da? Da? E greu, da? Atunci, mișcarea este... ceasă, da? Este un dezechilibru al partenerului. Simt că îi lovesc mâna cu cuțitul, da? Și o scot în afara mea. Hai. Încercăm? Pistolul sau cuțitul, da? Da? Ca să mă duc în coace, da? Eram puteam că o ține cu dreapta. Când mă întorc, văd că s-o ține cu stânga. Nu știu, n-a plasă, da? N-are importanță. Dacă o ține cu dreapta, în funcția mai întâi, cotega aici, da? Dacă o ține aici, da? Este un cote mauași, da? Deci, pe partea asta, este cotega ieșit, aceeași mână, da? Pe partea asta este cotega ieșit, da? Ce este important, primul lucru care trebuie să fac este să scot arma în afara mea, da? Odată acolo, da? Poți să o lovesc, da? Afara mea, da? Să intru pe partea asta, da? Afară, da?
Am în două formele. Da? Deci poți să vin aici. Da? O tehnică de exterior. Cote Mauașii, Ude Osaie, Cote Hinerii, nu? Deci poți să vin aici. Hai! Și să-l dezarmezi. Da? Poți să faci întoarcerea completă. Fac întoarcerea completă, da? Nu? În jocul lui. Liminaghi. Da. Atenție, nu contați că personajul va scăta cu tuturor din urmă la cuțel. Niciodată. Da? Doar la antrenament să-ți iapă din mână, pentru că e poet, așa, se gândește la... Ăla care are cuțel din mână, visul lui e să-mi facă bucățel. Da? Dacă vrea să se ridice aici, da? Hai! Încă puțin. Deci, pizza. Foarte încet, da?
Da? Și când pășesc cu al dreptul, te-a ca să duci înapoi, să aveze. Fac un pas înapoi, da? O scuturi de sânge, da? O vezi? Întors-o. O scuturi din nou, da? Singur, de voi, haide, doar. Mă opresc aici, da? Da? Sabia și teaca fac un unghi chiar în fața mea. A doua formă. Încă o dată, în această poziție. Da? Da? Lovesc. Da? Pășesc și lovesc înainte. Pun mâna pe teacă. Aduc aici. Spatele drept, da? Bărbia în piept, la mișcarea de rezistie marțială, da? Da? Nu fac așa. Da? Așa, așa. O a treia formă.
Doar atât. Deci. Încă o dată. Toate trei, una după alta, poftiți. Hai. De voie, hai le colectăm, hai, hai, hai. Stăm aici. Rămâniți acolo. Piciorul stâng înainte, mâna stângă înainte, mâna dreaptă, invers, piciorul drept în spate. Nu mișca. Față imediat. Încă o dată. Deci. Da? O lasă cadă, da? Singur. Și atâta mișcare.